Depunerea candidaturilor s-a încheiat ieri 18 martie, urmând ca vineri 22 martie să aibă loc conferința municipală de alegeri la Teatrul Elvira Godeanu. Aurel Popescu va înlocui pe Ioan Roman Barbuții și va conduce organizația alături de membrii din fosta conducere, precum și persoane noi. Din noua conducere vor face parte Adi Tudor, prim-vicepreședinte, Gheorghe Pecingină, unul dintre vicepreședinți, iar în biroul politic se va regăsi și Luis Popa, directorul Polaris. Pentru funcția de președinte nu, pentru birou sunt suficient de multe candidaturi, dar toată lumea va fi mulțumită, fiecare va avea poziția lui, fiecare va avea mai departe obligația lui în viitorul birou executiv. Vineri la ora 12, așa cum am anunțat, va fi conferința municipală, mă rog, numărul de membrii prezenți va fi 180, reprezentanții pe secțiile de votare, reprezentanții din Consiliul Local. Alegeri vor fi de asemenea și la TSD Gorj, unde actualul lider interimar Claudiu Manta are susținerea viitorului președinte al PSD Târgu Jiu. Alegerile la organizația de tineret vor avea loc joi. Claudiu Manta și-a anunțat deja candidatura, este de altfel persoana care a asigurat și interimatul după ce domnul Radu Teodorescu a fost promovat pentru funcția de prefect. Și personal îl susțin pe domnul Claudiu Manta din toate punctele de vedere. A dovedit în această perioadă că poate să facă față unei asemenea funcții și s-a descurcat chiar foarte, foarte bine. Mai are vreun contracandidat? Până la acest moment nu.